Salutare și bine ai venit la un scurt video despre turbulențele din sistemul bancar și mai ales despre ce poți face tu în aceste condiții. Numele meu este Dan Sulica, mă ocup de investiții de puțin peste 20 de ani. Am realizat site-ul Idei și Bani și canalul de YouTube care îmi poartă numele și la care te invit să te abonezi dacă aceste subiecte sunt interesante pentru tine. Deci, please subscribe. Mulțumesc frumos! În continuare, vreau să vorbim puțin despre turbulențele din sistemul bancar și mai ales despre cauzele lor, cum am ajuns în această situație și ce putem face noi omul obișnuit. Mă refer în primul rând la falimentele răsunătoare ale unor bănci din SUA, cum ar fi de exemplu Silicon Valley Bank și Signature Bank, care au făcut titlurile știrilor în ultima perioadă. Sigur, poți să zici că sunt niște bănci mici, dar hai să ne gândim puțin. Silicon Valley Bank, de exemplu, este cea de-a 16-a bancă din punct de vedere al mărimii din SUA. Deci nu este o bancă chiar atât de mică. Dacă ar fi să o comparăm cel puțin cu Banca Transilvania, care este cea mai mare bancă din România, am vedea că, din punct de vedere al activelor, are cam de 5 ori mai multe active decât Banca Transilvania. Deci nu este deloc o. Bancă absolut neglijabilă. De altfel, din punct de vedere al mărimii, aceste două falimente sunt pe locul 2 și 3 în topul celor mai mari falimente bancare din istoria SUA. Deci, ceea ce s-a întâmplat de curând este absolut semnificativ. Mai mult, o altă bancă, First Republic Bank, a avut nevoie de împrumuturi substanțiale. De la patru bănci mari, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan și Citibank, pentru a supraviețui. Mai mult, în Europa ne-am confruntat și noi cu astfel de probleme. O bancă imensă elvețiană, și anume Credit Suisse, într-o primă fază a primit 54 de miliarde de la Banca Națională Elvețiană și apoi a trebuit să fie cumpărată de. Sora ei, puțin mai mare de UBS, pentru a supraviețui. Bine, ea a fost implicată în mai multe scandaluri, dar asta este altă poveste. Ok. Care este cauza acestor probleme? Ce trebuie să înțelegi, în primul rând, despre funcționarea sistemului bancar, este că atunci când tu te duci să depui o anumită sumă, indiferent că o depui în contul curent sau într-un depozit, acei bani nu mai sunt ai tăi, acei bani sunt ai bănci. Este ca și cum tu ai împrumuta banca, tu devii un creditor al acelei instituții. Deci exprimarea românului îmi țin banii la o bancă este total eronat. Încă o dată, dacă tu ți-ai ține doar banii la acea bancă, ar trebui să închiriezi o cutie de valori, pui frumușel banii acolo, ai închis-o și acei bani sunt în continuare ai tăi, Poți să-i retragi oricând, și banca nu se poate atinge de ei. Dar în clipa în care tu ai depus bani, așa cum facem cu toții, banii devin ai băncii. Sigur, banca se angajează să-ți dea înapoi atunci când tu ceri acest lucru. Dar ei apar în actele contabile ale băncii. Ok, ce face banca cu acei bani? Sigur, cu o parte din acei bani trebuie să dea credite. Asta să meargă motorul economic, să financeze persoane fizice, firme și așa mai departe. Dar ea nu reușește să dea credite de toți banii și face foarte bine că nu reușește acest lucru și, de altfel, nici nu este recomandat. Și atunci trebuie să păstreze o parte din acei bani în active, în investiții. Și care este cea mai sigură investiție dintr-o țară, titlurile de stat emise de guvernul respectiv. Deci, băncile cumpără titluri de stat. Ce se întâmplă cu aceste titluri de stat? Dacă ele sunt păstrate până la scadență, atunci banca încasează și dobânda, ci încasează și principalul atunci când a venit scadența și îl încasează în mod automat. Dar aceste titluri de stat sunt cotate pe piața liberă, sunt cotate pe bursă, deci ele pot să evolueze în sus și în jos, să crească sau să scadă în funcție de legea cererii și a ofertei. Există cazuri în care titlurile de stat cresc, cum sunt momentele în care dobânzile scad. În general, titlurile de stat evoluează invers față de dobânzi. Dar, din păcate, există și momente în care titlurile de stat scad în valoare. Și anume în momentele în care dobânzile cresc, cum este exact situația care s-a întâmplat în ultimul an. Dobânzile au crescut la nivel mondial, au crescut în SUA, în Europa și în România și atunci titlurile de stat. Au scăzut în valoare, repet, pe bursă. Dacă băncile le păstrează până la scadență, nu este nicio problemă. Dar, la fel, cum poate fi și cazul tău, ca persoană fizică. Cum per titluri de stat, le păstrez până la scadență, nicio problemă, dar dacă le tranzacționezi pe bursă, mai ales în această perioadă, ai neplăcuta surpriză să le tranzacționezi mai jos decât valoarea lor nominală. Ok? cât anume au scăzut aceste titluri de stat. Hai să ne uităm pe un grafic sau două și să vedem ce s-a întâmplat cu titlurile de stat în ultima perioadă, în ultimul an și jumătate, ceva de genul acesta. Asta este un grafic în care este reprezentat T-Note, care este titlul de stat american cu scadența la 10 ani. Este un fel de standard în ceea ce privește titlurile de stat americane. Și ce vedem aici? Vedem că față de 2020-2021, cum valorile erau destule ridicate, valoare pe piață, sigur, legea cererii și ofertei, vedem cum ele au tot scăzut pe parcursul anului 2021-2022 și iată acum ne aflăm la niște valori foarte reduse. Deci probabil că poți calcula o scădere de aproximativ 12%. Mai mult, ce au făcut uh, titlurile de stat din întreaga lume? Avem un ETF pe titlul de stat, e 1 la care ne putem uita și vedem o, o formă foarte, foarte asemănătoare, o scădere de aproximativ 15%. Destul de măricică, având în vedere titlurile de stat. Dacă ne uităm însă la alt ETF, DTLA, care este un ETF de titluri de stat americane pe durată lungă, mai mare de 20 de ani, vom vedea că aceste scăderi au fost mult mai mari. Undeva, la ora actuală, sunt de 35% sau apropiat chiar de 40%. Cu cât este mai mare durata titlurilor de stat, cu atât sunt mai mari oscilațiile. Oscilațiile în sus când obânzile scad și oscilațiile în jos când dobânzile cresc. Cu alte cuvinte, imaginează-ți că există bănci care au investit în titlul de stat și eu, și eu la valoarea de 100 de dolari bucata și care au neplăcuta surpriză să se trezească că ele valorează 90 de dolari sau 85 de dolari, da? Sau 80 de dolari, de ce nu? pierderi. Pierderi care apar doar în bilanțul lor contabil pentru că sunt pierderi nemarcate. Ele sunt scriptice, da? potențiale. Le, dacă le vinzi titlurile de stat pe piață, vei avea aceste pierderi. Dacă le păstrezi până la marturitate, nicio problemă. Bun. Cu ce s-au confruntat aceste bănci? Cu retrageri masive. Da? Silicon Valley Bank, de exemplu, s-a confruntat într-o singură zi cu retrageri de peste 40 de miliarde de dolari. Atenție! Este mai mult decât valorează întreaga Banca Transilvaniei. Aceste retrageri au fost făcute într-o zi. Și ele nu au fost făcute de persoane fizice. Nu? Cât, câți bani puteau să aibă oamenii? Ele au fost făcute în principal de firme. Firme care țineau banii acolo și gândește-te, firmele au sume mai mari, nu? Ele trebuie să plătească angajații. Să zicem că ai 100 de angajați cu un salariu de, nu știu, 3.000 de dolari pe lună, înseamnă 300.000 de dolari din start. Păi, fondul acela care, pragul care este garantat, în România este garantat pragul de 100.000 de euro pe deponent, în SUA 250.000 de dolari pe deponent. Păi, da, și dacă ai tu 100 de angajați, automat ai depășit pragul. Dar dacă ai 500 de angajați, da? Deci sunt firme care vehiculează sume mari. Și care, când au retras aceste sume, pentru că au auzit zvonuri, da? au produs această reacție în cascadă și banca a intrat în faliment că nu putea să suporte aceste retrageri. Banca a fost nevoită să vândă pe piață din titlurile de stat pe care le avea, le-a vândut pe minus, după cum ai înțeles până acum, și a avut pierderi. Câte pierderi poate să suporte o bancă? Câteva miliarde, nu prea multe. Și când autoritățile au văzut chestia asta cu bilanțul și cu finanțarea băncii, au fost nevoite să oprească activitatea băncii. Care este problema? Problema este că aceste titluri de stat au scăzut în întreaga lume. Și în SUA, și în Europa, și în Marea Britanie, și în România. Cu alte cuvinte, bilanțurile băncilor de pretutindeni sunt cam pe minus. Da? Atâta timp cât nu sunt retrageri mari, nu e nicio problemă, că sunt doar scriptice. Dar dacă apar probleme de-astea cu retragerile, băncile se pot scufunda. Care este rezolvarea? Urmează această criză să devină o criză uh, fundamentală, o criză catastrofică? Urmează sistemul bancar să se prăbușească? Probabil că nu. Probabil că această criză nu se va apropia niciodată de dimensiunea crizei din 2007-2008, când valorile acelor instrumente care se bazau pe credite ipotecare s-au prăbușit, băncile s-au confruntat cu uh, nerambursarea creditelor, cu credite neperformante și atunci, într-adevăr, au dispărut sume imense din sistemul financiar internațional. Acum, sumele există, dar există doar pe hârtie. Cu alte cuvinte, cum putem face ca să echilibrăm acest sistem fără și să reușim să ținem băncile, sistemul bancar să plutească? Și exact asta au făcut autoritățile. Banca Centrală Americană, Fedul, a creat programul bancar de finanțare la termen, program destinat băncilor, în care a zis următorul lucru. Ok, înțeleg că titlurile de stat voi le-ați cumpărat la o anumită valoare, valoare nominală, probabil, și acum valorează mai puțin. Cu ce vă putem noi ajuta? Dați-ne nouă titlurile de stat ca și garanție și noi vă dăm un împrumut, dar un împrumut nu cu valoarea de piața titlurilor de stat, cu valoarea nominală. Da? Deci ca și cum titlurile de stat ar valora 100%. Ok? Și le ținem noi acolo, e ok. Dacă aveți nevoie de bani, noi vă dăm banii ăștia, voi puteți plăti la deponenți, este ok. Da? Cu alte cuvinte, Banca Centrală și asumă așa, într-un mod implicit, aceste pierde. Este normal să se întâmple asta? Nu e normal. Îți dai seama că uh, n-ar trebui autoritățile să-și asume aceste pierderi potențiale, dar știi cum se întâmplă, sistemul bancar este mult prea important ca să-și permită orice țară să existe zvonuri, să existe probleme în rândul populației sau chiar în rândul firmelor, pentru că nicio bancă nu poate să facă față la retrageri imense de capital. Să ne gândim la faptul că băncile sunt obligate să aibă o anumită rată de lichiditate, o rata a rezervelor minime, care poate să fie 5% din total depozite, din total active, 8%, 10%. Da? Cu alte cuvinte, dacă mai mult de 10% din deponenți își retrag banii, banca nu are de unde să le dea bani. Exact cum s-a întâmplat și în SUA, trebuie să vândă din dețineri, trebuie să vândă din titluri de stat. Atunci, ca să rezolve chestiile astea, autoritățile au venit cu acest BTFP, cum se numește el, și probabil că dacă problemele din sistemul bancar continuă, autoritățile o să vină cu astfel de susțineri pentru simplu motiv că autoritățile sunt în controlul sistemului financiar. Dolarul este emis de autoritățile din SUA și fiind o monedă fiat cum se numește ea, adică nu are acoperire în mărfuri, autoritățile pot emite câți dolari, o spune vorba populară, câți dolari vrea lor, Da? Simplu. Ei nu sunt bani adevărați, ei nu au o valoare intrinsecă. Da? Ei sunt doar cifre pe hârtie. Deci, pe hârtie aia, hârtia, hârtia suportă orice, suportă orice cifre. Da? Bine, hârtia exagerez, de fapt este un sistem electronic. Da? Și atunci tu poți să vii cu orice sumă și să zici, să o pompezi în sistemul bancar. Sunt bani care nu vor ajunge niciodată la populație decât dacă populația sau firmele își retrag depozitele și atunci le dai banii și tu te încarci cu titluri de stat sau cu orice active au. Iarăși este o chestie de hârtie. Știi, guvernul emite datorie, banca centrală o cumpără, printează bani, tipărește bani și dă guvernului să-i cheltuiască. Nu? Asta este, este, un avantaj al sistemului bancar actual, faptul că acești bani fake pot fi printați oricât de mult, dolar, euro, lei, da? Ei pot fi printați efectiv, fără număr, fără număr, cum zice vorba cântecului, dar vine și problema cealaltă, care zice că ok, aceste pierderi vor fi suportate de cineva. Păi de cine? De, de la buget. Nu-i problemă. Nu, nu, drag Bugetul suntem noi, da? Noi suntem cei care venim cu bani ca să alimentăm bugetul. Da? Bugetul ăla nu există de capul lui. Și atunci, într-un fel sau altul, noi cu toții vom suporta aceste pierderi. Poate direct prin taxe și impozite, sau indirect prin ceea ce se numește inflație, da? Pentru că asta se întâmplă cu sistemul financiar internațional. Valorile monedelor scad în timp. Dacă te uiți la câți dolari sau euro costă acum un litru de lapte, un kilogram de carne, ce vrei tu? Și cât costa în urmă cu 10 ani, cât costa în urmă cu 20 de ani sau în urmă cu. 50 de ani, o să-ți dai seama că puterea de cumpărare a monedelor se prăbușește. Și este normal să se întâmple așa într-un sistem gen centralizat și controlat. Deci, repet, avantajul este că probabil sistemul ăsta nu se va prăbuși niciodată așa, să cadă din pom cu zgomot. Și, pe de altă parte, dezavantajul este că el se prăbușește încet, încet, în fiecare lună, în fiecare an, Banii își pierd valoare. Ce poți face tu în aceste condiții? Tu poți acționa pe trei direcții importante. Direcția 1, mindset, direcția 2, finanțe personale și direcția 3, investiții. Cea mai importantă dintre toate este cea de mindset, care spune nu te speria, nu te stresa, înțelege ce se întâmplă. Înțelege faptul că în lumea în care trăim nu există siguranță 100%. Da? Se spune că singurele lucruri cu adevărat sigure sunt, cred că știi vorba asta, moartea și impozitele. Iar chestia asta cu impozitele este discutabilă, că uneori cresc, uneori scad, da? Deci asta este singura uh, siguranță adevărată. Și atunci, încetează să te mai gândești la siguranță 100% când te gândești la banii tăi. Siguranța 100% o obții doar dacă depui banii într-un cont bancar și sunt garantați de fondul de garantare a depozitelor sau în titlul de stat, de da, atenție, și titlurile de stat oscilează. Da? Dar și dacă îi depui în sistemul bancar, poți avea probleme cu banca. Sau dacă ești firmă, ce se întâmplă? Nu? Ești o firmă mare și statul îți garantează într-o anumită limită. Ok, la aceste falimente din SUA, statul a dat banii toți deponenților, chiar și peste limita fondului de garantare din SUA de 250.000 de dolari. Bun. Sperăm să se întâmple și în viitor așa. Avem toate motivele, având în vedere că banii ăștia sunt așa, pot fi printați oricând. Dar chiar și așa, dă seama că există în lume există, în economie, în viața ta, momente mai bune, momente mai rele. Ele au o evoluție ciclică, da? Nu poți spera ca toate lucrurile să meargă bine, toate zilele să fie însorite, să fie numai vară și frumos, da? Uneori vine iarna, uneori vine crivățul, uneori găsești afară zăpada de un metru, da? Ce faci? te miri și zici, aoleu, nu știam că așa ceva se întâmplă. Ok, încă cu încălzirea globală în România se întâmplă destul de puțin, dar pe de altă parte trebuie să te aștepți la așa ceva, da? La fel cum se întâmplă și cu sistemul bancar și cu recesiuni din economie, da? Există astfel de momente. Vor fi ele niște chestiuni catastrofale pentru sistem? Probabil că nu vor fi catastrofale. Probabil că autoritățile vor găsi o metodă sau alta să repare sistemul așa cum îl găsesc întotdeauna și, bineînțeles, noi ăștia mici și fraieri vom plăti pentru toate reparațiile. Pe de altă parte, nu te stresa, nu te criza, dă seama că aceste momente vin, vin tot, vin din când în când, da? Și trebuie să te aștepți la ele. Cum te protejezi de ele? Trecem la capitolul numărul 2. Finanțele personale. Finanțele tale personale trebuie să fie în ordine. Trebuie să nu fii supra Mai ales credite cu dobândă mare. Cărți de credit sau credite de nevoi personale cu dobânzi mari. Fă un efort și plătește-le ca să scapi de acest coșmar. Ai credite ipotecare și au crescut dobânzile de la 3 la 4, poate chiar la 6-7%. Ok, dar tu te-ai gândit atunci când ai făcut acel credit cu rata de îndatorare, da? Despre asta e vorba. Dacă tu ești conștient că ratele de la dobândă nu o să rămână întotdeauna jos, o să se mai și crească, atunci te aștepți la chestia asta și îți faci niște planuri, da? Ai o anumită rată de economisire. O să mă întreb, păi cum să economisesc acum când inflația e peste 15-16% în România și toate prețurile au explodat. Da, dar salariile ce au făcut? Am citit statistici. În România, în ultimul an, salariile au crescut în medie cu 14%. Da? Deci, sigur că ești afectat negativ de inflație. Dar disciplina finanțelor personale ar trebui să te ajute. N-ai o disciplină. Păi, ce mai aștepți? Da? Să vină criza cea mare, să-ți pierzi joburile, să crească șomajul, să intre economia în recesiune? Ce aștepți să-ți pui în ordine finanțele personale? Finanțe personale înseamnă venituri și cheltuieli. Caută modalități de a-ți crește veniturile și caută modalități de a scădea cheltuielile. Trebuie să ai un fond de urgență care să fie disponibil 24 de ore pe zi care să reprezinte, știu și eu, nu știu, cheltuielile tale pe o lună sau jumătate și trebuie să ai un fond de rezervă care să fie ținut în condiții de siguranță rezonabile. Nu spun siguranță 100% că nu există așa ceva. Da? Dar banii ăia cu siguranță vor fi sub pragul acela de garantare de 100.000 de euro. Poți să-i păstrezi în mai multe bănci. Da? poți să-i păstrezi în mai multe instrumente, poți avea niște depozite bancare, niște instrumente de economisire, niște fonduri poate de obligațiuni. Chiar am vorbit într-un video trecut despre fonduri de obligațiuni care nu scad odată cu scăderea titlului. de stat. Da? Poți avea o anumită diversificare a economiilor tale ca să nu-ți tremure nădragii când auzi de turbulențele din lumea financiară. Și nu în ultimul rând, trebuie să fii atent la cheltuielile tale și să le corelezi, astfel încât să ai o anumită rată de economisire și când lucrurile merg mai bine și când lucrurile merg mai puțin bine, tocmai pentru a avea o rezervă pentru atunci când se va întâmpla într-adevăr o criză nasoală. Da? Pentru că ea o să vină. Nu știu când, nu știu cât va dura, dar cu siguranță o să vină și cu siguranță o să treacă. Băncile pot da faliment, firmele pot da faliment. Tu însă nu poți da faliment, pentru că e vorba de viața ta și a familiei tale. Și tu trebuie să te protejezi, nu altcineva să vină să te protejeze. Pentru că pe autorități, sincer, le doare fix în șpiți de chestia asta. Ei vor așa să mențină o apă călduță, să nu dea faliment sistemul, să nu iasă oamenii în stradă. Dar pe ei nu-i preocupă cu adevărat prosperitatea ta. Pe tine te preocupă, nu-i așa? Și uite așa ajungem la punctul 3, care se referă la investiții. Cum îți păstrezi valoarea banilor tăi și cum o crești? Cum o crești ca să obții măcar un randament egal cu cel al inflației și nu mă refer la inflația acum că e foarte mare, la inflației în medii, pe o perioadă de 10-15 Da? Adică să conservi puterea de cumpărare a banilor. Cum poți să obții un randament mai bun? Păi îți spun eu, prin investiții. Investiții într-un portofoliu diversificat, care să conțină mai multe clase de active. Cum ar fi acțiuni, obligațiuni, imobiliare, aur, Poate criptomonede, da? Clase de acțiuni, pentru că ele evoluează într-un mod diferit, în condiții diferite. De exemplu, ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Păi, turbulențele astea din sistemul bancar au dus la scăderea acțiunilor. Bun, era normal de așteptat. Și deci, acțiunile erau jos în ultima vreme, dar au scăzut. Ce au făcut obligațiunile? Obligațiunile nu au prea făcut mare lucru, nici nu au prea. Crescut, nici nu au prea scăzut. Dar ce a făcut aurul? Aurul a crescut. În general, aurul crește. Când sunt astfel de turbulențe sistemice, aurul reacționează pozitiv. Aurul era în urmă cu, nu știu, 10 zile, la începutul lunii martie, era undeva pe la 1800 de dolari uncia. Chiar a depășit pentru un scurt timp 2000 de dolari uncia. Da? Deci, aurul s-a apreciat în câteva zile cu 200 de dolari uncia. Ăsta este motivul pentru un portofoliu diversificat. Asigură stabilitate și asigură protecție pentru banii tăi în anumite situații. În situații bune economice, acțiunile cresc, poate cresc și obligațiunile, nu foarte mult, dar cresc și ele. În anumite momente scade acțiunile, dar își păstrează valoarea obligațiunile, în alte momente se întâmplă să scadă și acțiune și obligațiune, dar măcar rămâne imobiliarele sau rămâne aurul. Și ce a fost foarte interesant în ultimele zile a fost faptul că s-a produs o decorelare a criptomonedelor de piața de acțiuni și criptomonedele au crescut. Deci, acțiunile scădeau și criptomonedele creșteau. Mă refer la cele principale, Bitcoin și Ethereum, pe care le urmăresc eu, și au avut creșteri destul de semnificative. De altfel, de la începutul anului, Bitcoin a crescut cu 70%, dacă îți vine să crezi. Nu vreau să spun că este cel mai important activ, în niciun caz. Nu vreau să spun că trebuie să investești neapărat în el. Nici vorba de așa ceva, dar. Ar fi ciudat să nu ai în vedere și această clasă a activelor, mai ales că se pare că există această decorelare, mai ales în condițiile în care sistemul bancar clasic trece prin astfel de turbulențe și există, este în, pe, în cale de formare, pe cale de formare acest sistem alternativ al criptomonedelor, care este și decentralizat, nu este controlat de vreo instituție, este și ea semi-anonim, este și sigur, ele nu pot fi furate, nu pot să dispară acolo decât dacă pierzi tu cheia privată, doar ne ferește, îți dai seama, așa ceva se poate întâmpla. Da? Deci, dacă te interesează în ultimele zile, în ultima perioadă, s-au creat peste un milion de adrese noi de Bitcoin. Deci pare să că oamenii am înțeles, am înțeles că sistemul bancar le oferă anumite facilități, o anumită siguranță, dar vine și cu dezavantaje, și am înțeles că sistemul criptomonedelor vine cu alte avantaje și cu alte dezavantaje, dar se conturează a fi un sistem alternativ. Nu înseamnă că o să dispară banii ăștia fiat, banii ăștia clasici, că o să fie înlocuiți totalmente de criptomonede. Nu e vorba de așa ceva, este vorba de sisteme la care poți apela într-o situație sau în alta, după caz, nu? Fiecare cu plusul și minusul. Unora dintre noi ne place să petrecem vacanțele la mare, altora ne place la munte. Nu e niciun rău greșit, da? Este vorba de preferințe și plusuri și minusuri în fiecare, în fiecare direcție. Deci, asta am vrut să spun. În concluzie, da, traversăm niște turbulențe foarte importante pentru sistemul bancar. Aceste turbulențe sunt pe deplin justificate și probabil că n-am văzut încă finalul acestei perioade. O să vedem, nu-mi place să fac predicții în niciun caz, dar cu siguranță autoritățile se ocupă, știi cum era vorba aia cu dorm că FNI vechează asupra economiilor tale. Sper din toată inima să nu fie cazul. Dar autoritățile se ocupă și au cu siguranță capacitatea de a injecta suficiente lichidități în sistem, astfel încât să nu se prăbușească și n-au niciun interes să se prăbușească. Deci, probabil că până la urmă se va rezolva această problemă. Dar nu asta contează. Contează ce faci tu înțelege la nivel de mindset problemele astea că sunt, au fost și vor veni în continuare. Reacționează pozitiv prin ajustarea finanțelor tale personale, optimizează-le și în orice caz apucă-te de construirea unui portofoliu diversificat de investiții care să-ți păstreze și chiar să-ți crească valoarea banilor tăi și nu te mai uita cu ochii înlăcrimați la ce se întâmplă cu depozitele bancare și cu chestiile astea, îngrijorat și speriat. Fi proactiv, nu fi reactiv. A, s-a întâmplat chestia aia, eu să fac chestia asta. Nu. Fi tu primul cel care își împarte disponibilitățile în mai multe direcții, mai multe clase de active. Repet, acțiuni, obligațiuni, imobiliare, aur, criptomonede, de ce nu? Înțelege cum funcționează ele și vei avea cele mai mari șanse să fii câștigat pe termen lung. Nu ne punem toate ouăle într-un singur coș, fie el chiar și acest coș sigur al depozitelor bancare. Pentru simplu motiv că oricum se poate întâmpla orice cu el, și pe de altă parte, depozitele bancare, acestea cele mai sigure, sunt și cele mai neproductive dintre toate. Dacă vrei să afli mai multe despre investiții, poți să intri pe site-ul idei și unde găsești multe, multe informații și în orice caz în ceea ce privește criptomonedele, găsești workshopul Crypto Profit pe care l-am ținut în noiembrie anul trecut alături de prietenul și colegul meu Luca Dezmir. Registrările acestui workshop sunt disponibile și vei învăța din ele ce sunt criptomonedele, cum funcționează și de ce sunt un sistem alternativ față de sistemul clasic. Nu spun că este un sistem mai bun, nu spun că va desfința absolut totul, ci spun că este un lucru care este în formare, care este în creștere și. Pe care, cu siguranță, într-un fel sau altul, vom folosi cu toții în viitorul, probabil ca apropiat. E o chestiune de ani până când sistemul acesta al blockchain-ului se va generaliza, repet, într-o modalitate sau alta. Marele avantaj este că tu vei fi deschis la minte, vei învăța regulile după care el funcționează și îți va fi foarte ușor să le pui în aplicare. Ca să nu vorbim de faptul că vei beneficia și de prețul unui bitcoin sau, în general, criptomonedele care sunt foarte reduse în această perioadă, vei beneficia de faptul că la anul în 2024, când are loc următorul halving, în jumătățirea din sistemul bitcoin, tu vei fi deja pregătit, pentru că de multe ori în istorie am învățat că după această înjumătățire, prețul criptomonedelor, în special Bitcoin și Ethereum, crește foarte mult. Sigur, nimeni nu poate să-ți garanteze, să-ți promită uh, ce se va întâmpla pe viitor, dar istoria ne arată că a avut loc o creștere explozivă la o vreme după fiecare înjumătățire și, în orice caz, ai în vedere faptul că în această perioadă tot mai mulți oameni apelează la această modalitate. Prețul Bitcoin este de circa 28.000. A crescut bine de la începutul anului, dar totuși față de maximele atinse în anul 2021 de 68-69.000, este totuși departe. Nu vreau să-ți fac promisiuni de șarte, dar vreau totuși să te gândești la acest sistem, să te gândești dacă nu te poate interesa și pe tine, mai ales că pe lângă aceste criptomonede foarte volatile care oscilează mult sus și jos, mai există și stablecoin-urile, acele monede stabile care sunt legate de dolar, euro, chiar și leu. Intră pe site-ul ideișiban.ro, -si îți las și linkul în descrierea acestui video și găsești Crypto Profit înregistrările un discount de 50% pentru pachetul gold și de 40% pentru pachetul vip, am vrut special să vin în sprijinul tău cu o ofertă imbatabilă, niciodată n-au fost reduceri la fel de mari ca să te sprijin în dorința ta de informare și de învățare. Ca să înțelegi că sistemul bancar actual este cu plusurile și minusurile lui, dar tu nu ești condamnat să le suporți, tu nu ești obligat să faci parte exclusivă din acest sistem, ci îți poți cuceri propria libertate, propria independență, împărțind disponibilitățile tale în mai multe clase de active și, de ce nu, să ai în vedere și această variantă. Numită criptomonedă. Eu îți mulțumesc foarte mult și nu uita, un om informat este un om mai bogat. La revedere!